Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Voiam să discutăm despre dosarul Meduza, cel cu percheziții în școlile din România în privința consumului de droguri, ca să vedem cât e de fapt frecventa consumului în școli și care e riscul pentru copiii celor care ascultă acum Europa FM să devină ei înșiși dependenți de droguri. O temă foarte serioasă. Am fost deturnat un pic așa, lovit într-un număr de noutățile din ultima formă a legii pensiilor speciale, pe care colegul meu Cristian Andrei le-a aflat din Parlament. Am publicat acum câteva minute în Libertatea pe site cum arată ultima formă a legilor speciale și, foarte interesant, nu se interzice cumularea pensiei cu salariul, așa cum s-a discutat până acum în ultimele zile, ci doar cumularea mai multor pensii. Care există. Deci există și așa ceva. Există persoane în această țară care au mai multe pensii speciale. Domnul Dorneanu era unul dintre cei care avea două, dacă nu mi-aduc bine aminte. Exact. Eu mărturisesc că nu am știut că sunt și în această situație. Adică oameni care se ia acum salariu activ, să iau o pensie, cum e premierul Ciucă și cum sunt foarte mulți alții, da, ca să mai ia încă o pensie. Exact. Deci, pe aia i-a ras. Știi care e problema, ca o paranteză mică? Că acest sistem al pensiilor speciale, el în esență, în principiu, este corect. Când statul cere unora dintre angajați, dintre cetățeni, să facă anumite sacrificii, să-și pună în pericol viața, să lucreze în anumite condiții, e ok să-i recompensezi. E un sistem care este folosit în toate țările civilizate. Doar că la noi acest sistem a fost apucat de niște lacomi și mafioși politici și transformat într-o serie de privilegii care au devenit realmente insuportabile. Și lucrul ăsta trebuie corectat. Toată societatea, mai puțin privilegiații, înțeleg și acceptă acest lucru. Exact. Gata, paranteza. Nu, e foarte bună paranteza, pentru că, de fapt, nuanțele sunt extrem de importante și specificitatea și corectitudinea în a descrie cazul pentru oameni. Nu principiul pensiilor speciale este greșit, așa cum spuneai, Vlad. Nu, el este corect. Oricât de rău ne sună, este corect. Să ne gândim un pic. Vlad a pomenit condițiile speciale de muncă. Eu pomenesc drepturile restricționate. Există oameni în România și în foarte multe țări care nu au drepturile noastre ale cetățenilor obișnuiți, ale celorlalți cetățeni, vreme de zeci de ani, cât practică o carieră. Dau un simplu exemplu. Magistrații nu au voie să facă afaceri. Nu au voie. Deci nu au voie să aibă o firmă. Un... Nu doar asta. Nu au voie să-și exprime public opinii politice. Exact. Sunt multe restricții aici, da. Corect. Exact. Practic, astea sunt drepturi fundamentale, unele dintre ele. Și inclusiv să muncești, să ai două salarii. Dar nu, pentru un om obișnuit asta se poate. Dreptul ăsta este inexistent pentru anumite categorii profesionale. Și atunci, într-adevăr, e normal să-i răsplătim. Deci, în această dimineață le-a căzut cafeaua în poală oamenilor care au și salariul de la public, în general, în principiu. Cam asta se întâmplă. Și două sau trei pensii. Dar vor fi și cu trei pensii. Nu știu, trebuie să ne interesăm. Da. Revenind acum la frecvența consumului de droguri în școli, care este, mă rog, ca și subiectul anterior, cel al pensiilor, un subiect extrem de serios și ține foarte mult de viitor, colega mea, Iulia Roșu, a intervievat-o astăzi pe una dintre cele mai importante persoane publice în sensul de funcție deținută în privința prevenirii drogurilor. E vorba de Ramona Dabija, cea care este șefa Agenției Naționale Antidrog. Acum, eu știu că ANA, Agenția Națională Antidrog, nu are reputație prea bună în România. Noi suntem însă datori să-i întrebăm pe oamenii ăștia și chiar să-i confruntăm cu situațiile în care, după părerea publicului, ar putea să facă mai mult sau chiar nu-și fac treaba. Există în mijloace de transport din România o campanie pe sperietură, ca să spun așa. Noi, toată generația noastră, deci cei din studio cu mine de la telefon și plus foarte mulți oameni care ascultă acum Europa, să mă își dau seama despre ce e vorba, că noi am fost educați pe sperietură și pe pedeapsă de multe ori, în care puștii sunt printr-un slogan, sunt și printr-o imagine, sunt practic speriați că în cazul în care fumează un joint la o festival ca să fie cool,
fac șase luni de închisoare. Se duc în pușcărie, da. Și jurnalist a întrebat totuși, stați un pic, că nu asta e legislația. Și s-a răspuns, oficial a răspuns, de la Ana a răspuns, da, e adevărat, noi am vrut să dăm mesajul că dacă ai un joint și îl ții în mână de marihuana și îl arunci, abia atunci poți să fii, ca să scapi de așa, abia atunci poți să fii, să intri la trafic, pentru că practic n-ai consumat tu și ajunge jointul la altcineva. Și jurnalista întreabă pe bune de toate, stupefiată, păi stați un pic, că nu ăsta e mesajul. Mesajul e că dacă ai fumat un joint, te duci la închisoare, asta scrie în mijloace de transport în comun. Zice, nu asta am vrut să transmitem, am vrut să transmitem ideea că, de fapt, nu intri la închisoare dacă ai fumat un joint. Acum, oamenii care fac aceste campanii sau fac această politică publică nu realizează că, de fapt, generațiile de astăzi nu mai sunt generațiile trecute. Nu e suficient, sau nu. În primul rând, ținta ta nu trebuie să-i sperii pe acești copii, pentru că speriindu-i nu faci ceea ce, să zicem, funcționa pe vremuri la noi, da? După cum ne-am uitat în ce spun specialiștii și ce spun studiile. Tipul ăsta de comportament al părinților, cum să consumi tu droguri, mă faci de râs în cartier, în bloc, sau dacă nu te lași acum de droguri, îți confix telefonul, mașina, sau și mai grav, dacă nu abandonezi drogurile instant în momentul ăsta, nu mai stai cu mine în casă. Asta există această pornire, până la urmă, cumva omenească a părinților. Noi trebuie să înțelegem și am discutat de multe ori cu specialiștii și unul dintre ei ne spunea textual, când apare consumul de droguri, trebuie să înțeleagă părinții asta, sau când o persoană începe să aibă probleme cu consumul de droguri, mecanismele de funcționare ale sistemului nervos central au fost modificate. Ce înseamnă asta? Că dacă persoana își dorește, are voința să oprească consumul, lucrul ăsta este foarte, foarte greu. Cu toată voința din lume, și stoparea nu poate fi făcută imediat, ca la orice dependență, nu? Da. Okay. E nevoie foarte tare de sprijinul familiei, de ajutorul real al familiei în cazul ăsta. Da, mulțumesc, Cătălin. Din păcate, subiectul acesta, uite, a fost ignorat generații întregi, consumul de droguri, până când pare să fi devenit o problemă în rândul adolescenților foarte extinsă. Sunt din ce în ce mai multe informații că în multe, multe școli din marile orașe se consumă droguri mult mai intens decât ne-am putea imagina și cred că a venit momentul ca societatea românească să înceapă o dezbatere serioasă pe tema asta, fără ipocrizie, examinând experiența altor state care au trecut prin această situație, văzând ce au făcut, încercând măcar să reducă fenomenul, dacă nu să-l elimine complet, asta nu cred că se poate. Mulțumesc, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.